Câte tiruri! Probabil că e un hotel aici sau... No. N-are cum să fie o casă atât de mare. Ce surpriză, cernăuți! Un euro poate fi cumpărat. Cam așa arată cernăuțiul într-o zi de marți. Sunt cam un sfert de milion. Eu încă nu văd un viitor. Cât de des sună alarma aici? A devenit cumva așa ceva cotidian. Salutare, dragilor! Salutare tuturor! De pe drumurile patriei. Profităm de faptul că suntem acasă în Bucovina și tragem o fugă până în Bucovina de Nord, mai exact în Cernăuți, pentru prima oară. Da, planurile noastre s-au dat puțin peste cap din cauza vremii, noi trebuia să plecăm cu cortul prin munți, dar cu această ocazie vizităm Ucraina. Noi am mai fost în Ucraina acum 2 ani de zile, doar că am trecut atunci în calitate de pietoni prin Sighetul Marmației și am filmat un vlog împreună cu domnul Botoș, pe care îl salutăm cu această ocazie. O să trecem prin Vama Siret. Încă n-am intrat în oraș, însă coada camioanelor se întinde pe o distanță destul de mare, câțiva kilometri. Mă gândeam că s-a rezolvat situația asta și că nu așteaptă zile întregi, așa cum se întâmpla anul trecut sau în urmă cu câteva luni. Eu am mai trecut zilele trecute pe aici, dar coada nu era atât de mare, nu era de la intrare în oraș, era invers, după oraș. Este o zi de luni astăzi și probabil că asta este explicația. Și noi abia acum intrăm în oraș, în Siret. Gândiți-vă cât stau acești oameni și așteaptă aici cu zilele. Văd că aceste camioane au numere de Turcia, Ucraina și chiar România. Am traversat orașul Siret, iar acum, priviți și voi, s-a dublat coada de tiruri. Ideea este că afară, în momentul ăsta, sunt 11 grade în luna iunie. După cum vedeți, mergem pe contrasens. Vedeți că este împărțit în două benzi, o bandă către Ucraina și o bandă dinspre Ucraina. Nu facem nimic ilegal. Wow! Câte tiruri! Incredibil! Și am ajuns la punctul de trecere al frontierei. Începem să avem emoții pentru că nu e o țară oarecare pe care o vizităm. Se desfășoară un război aici, e oarecum ciudat. Undeva în partea dreaptă se află punctul de trecere pentru tiruri, iar noi o luăm pe o coadă separată, care e destul de micuță. Vedeți că sunt doar câteva mașini în fața noastră. Este ora 2, haideți să vedem cât ne ia să intrăm în Ucraina și de ce documente avem nevoie. E ora 2:30, fix 30 de minute ne-a luat să trecem de Vama Românească. Am stat la coadă pentru că, în rest, formalitatea de trecere a frontierei a durat fix un minut. Iar acum mergem către Vama Ucraineană. Coada este foarte mare pe sensul opus, cred că acolo timpul va fi mult mai mare la întoarcere. E ora 3 fix, adică ne-a luat exact o oră să intrăm în Ucraina. Trecerea Vămii din Ucraina a durat fix 30 de minute și mi s-a părut mult mai simplu totul decât în Republica Moldova. Dar aici este un munte de gunoaie la intrare. Cred că din cauza mașinilor care au așteptat de-a lungul timpului. Mă așteptam să ne pună tot felul de întrebări legate de scopul, durata vizitei, ce căutăm noi în Ucraina pe timp de război. Eu mă așteptam să mă pună să deschid cortul, pentru că arătăm destul de dubios. Am deschis doar portbagajul, s-a uitat, avem două trolere. Partea și mai interesantă e aceea că nu avem cazare, pentru că nu am putut rezerva pe Booking niciun hotel dintre cele disponibile. Prin urmare, o să oprim, o să batem la ușă și o să întrebăm, nu vă supărați, ne primiți pe noi o noapte, două, trei, că o să stăm noi pe aici prin Ucraina. N-am apucat să mă uit pe alte variante, am încercat doar cu Booking-ul și teoretic ar trebui să meargă, cel puțin asta spune în instrucțiuni, că îți asumi responsabilitatea în momentul în care mergi și rezervi un hotel în Ucraina, doar că n-a funcționat. Așadar, țineți-ne pumnii, dacă nu dormim în cort, avem o variantă de backup. De aici, de la Vama, mai avem de condus până în Cernăuți 42 de minute. Vedeți că e mult mai curat aici, doar acolo, local, în fața Vămii, era plin de gunoaie. Până acum, nicio schimbare, adică am impresia la fel, că sunt în România, doar că diferă numele benzinăriilor, moneda, bineînțeles, și cam atât. Era cât pe ce să lăudăm drumurile din Ucraina și fix în momentul ăla am ajuns în porțiunea pe care ne aflăm acum, ne apropiem cu pași repezi de Cernăuți și până acum pot să spun că se aseamănă destul de mult cu România, cel puțin casele, cele bătrânești în mod special. Dar în același timp sunt și foarte multe palate, precum cel din partea stângă, da, exact, cu multe turnulețe.
probabil că e un hotel aici sau nu are cum să fie o casă atât de mare. Ok. Dar este un adevărat trend. În partea dreaptă peisajele sunt foarte frumoase, o continuare a României până la urmă, câmpuri pline de maci, de verdeață, păduri, suntem atenționați că sunt cerbi în zona asta, foarte verde Ucraina. Bucovina de Nord. Haideți că ne-a mai ieșit un castel în cale, cel din partea stângă, mai degrabă aș spune că e o podgorie, dar cred că e o casă incredibilă. Oh, wow! Case. Adevărul e că nu mai seamănă cu România, gata. Ce case aici! Imense! Palate! Probabil pe principiul, dacă vecinul și-a făcut castel, palat, îmi fac și eu. Poate unul mai mare, mai frumos, mai... strălucitor. Cu mai multe turnulețe și așa mai departe. Dar nu știu, chiar nu cunosc care-i gândirea, dar e o surpriză. Partea cealaltă a Ucrainei, unde am fost noi, parcă nu era chiar atât de dezvoltată. Toate anunțurile, toate panourile sunt în limba ucraineană și noi nu înțelegem absolut nimic. Provocare, ne descurcăm? Probabil. Știți ce am observat? Nu doar că drumurile ba sunt proaste, ba sunt bune, ci și discrepanța asta între mașini. Vedem Porsche, vedem Lada, un G-Class limuzină. E un contrast foarte mare între tot ce se întâmplă aici în Ucraina, între case. Dacă la intrare căsuțele erau tradiționale, frumoase, cu motive desenate, ei bine, ați văzut că se schimbă totul în mers. Oficial am intrat în Cernăuți. Blocuri comuniste la intrare, stânga, dreapta. Am impresia că am ajuns în Suceava. Bacău. Da, Bacău. Rădăuți pe alocuri. Și chiar acum mă uitam în trafic, n-am mai văzut nicio mașină cu numere de România. Suntem până acum singurii, bine, singurii pe care am văzut noi în momentul ăsta. Traficul este destul de intens pe celălalt sens. E ora la care probabil cei mai mulți locuitori încheie programul de lucru. Chiar mă gândeam acum, uitându-mă în jur, că viața se desfășoară aici absolut firesc. Văd copii care vin de la școală, îndrăgostiți care se plimbă, oameni care vin de la locul de muncă, așteaptă autobuzul, sau alții care pur și simplu merg de la magazin acasă. În mintea mea era o imagine total diferită vis-a-vis de viața în Ucraina în aceste vremuri, dar probabil că războiul în sine aici a devenit o normalitate și oamenii au învățat să trăiască cu asta, pentru că nu au de ales. E foarte interesantă această parte a orașului, pentru că pe jos este piatră cubică și e de ceva ani, cred că are sute de ani din punctul meu de vedere, și a mai și dispărut. Vedeți câte găuri sunt în asfalt. Am oprit la hotelul pe care l-am închit pe Booking pentru că avea o notă foarte bună din 800 de comentarii și am întrebat, aveți o cameră disponibilă? Bineînțeles că răspunsul a fost afirmativ, iar asta am primit noi pentru 100 de euro, două nopți, cu mic dejun inclus, două persoane. E mai degrabă un fel de studio pentru că avem bucătărie aici, cu plită, cu acest fierbător, frigider, cuptor cu microunde, inclusiv hotă. Arată foarte bine și camera asta era un pic mai scumpă pe Booking față de cea standard dublă. Unde-i baia? Unde-i baia? Oh, și aceasta este baia, cabină de duș, chiuvetă, toaletă, uscător de păr, produse de igienă, tot ce ne trebuie. Curat, miroase bine, chiar îmi place. E un hotel foarte bun. Ne odihnim puțin, apoi ieșim să explorăm Cernăuțiul. Ne-am instalat comod și pornim în explorare. Deja este dimineața, este a doua noastră zi. Vă spun sincer că nu prea am dormit azi noapte. Gândul că ne aflăm într-o țară în plin război mi-a provocat insomnie și... Da, eu am dormit bine. În schimb, eram obosit. Dar ce vreau să vă spun, nu vă încurajăm să veniți aici în această perioadă. Lăsați-ne pe noi, vă arătăm realitatea din Cernăuți. Cred că e singura regiune care nu a fost atinsă de ruși în această perioadă. Da, e una dintre cele mai sigure regiuni ale Ucrainei. Sincer, eu număr orele până plecăm, pentru că nu e tocmai comod, confortabil, comod, plăcut să fii aici în plin război. Deși viața se desfășoară normal, o să vedeți astăzi, tot te încearcă sentimente de vinovăție, plouă. Da. Apropo, mai stăm o noapte, asta e, așa a fost planul.
după care mergem acasă. Ideea este că noi voiam de foarte mult timp să venim în Cernăuț și asta pentru că părinții tăi, Ion, locuiesc fix la graniță și întotdeauna se vedea Ucraina din drumul mașină nostru spre casă și am zis hai să venim acum pentru că e oarecum liniște și știu foarte mulți dintre voi că ne-a scris pe Instagram că ați fost aici. Ne-am interesat, nu am venit cu capul înainte, cum se spune, și încă o dată vă spun, nu veniți, nu recomandăm să veniți în această perioadă. După ce se termină conflictul, cu siguranță e o destinație de pus pe listă, pentru că din ce am văzut până acum arată impecabil, nu știu, din punct de vedere istoric, să spunem așa. E mult de muncă pentru că infrastructura lasă de dorit, dar clădirile sunt foarte, foarte frumoase. Ucraina are foarte multe zone frumoase. Chiar aseară, făcând puțină cercetare cu privire la ce putem face în Cernăuți în această perioadă, am descoperit niște zone, virtual, bineînțeles, superbe și mă simt vinovată și îmi pare rău că, uite, locuind în Bucovina, n-am reușit niciodată să ajungem aici, deși ați văzut și voi, ne-a luat, cred că, 3 ore tot procesul ăsta și... Da, cred că Ucraina merita să fie descoperită înainte de război. Așadar, haideți să pornim în descoperirea Cernăuțiului, intitulat și Mica Viena. O să aflați în vlogul de astăzi de ce. Și în doar 5 minute de la cazarea noastră am ajuns pe una dintre cele mai frecventate zone de turiști, străduța aceasta pietonală, absolut super. Superbă și asta datorită clădirilor care ne înconjoară. Vara este o adevărată splendoare aici pentru că toată strada este împânzită de flori. Dar chiar și acum, pe vremea asta ploioasă, arată extrem de bine. Ce surpriză, Cernăuți! Bineînțeles că aici găsim foarte multe restaurante, cafenele, magazine. Am impresia că sunt în Paris, uite, numai în partea dreaptă. Am găsit cea mai drăguță cafenea din Cernăuți. Priviți puțin cât de frumos e tavanul, plin de cărți. Superb! Cam așa arată Cernăuțiul într-o zi de marți, ora 11 dimineața. Destul de animat, cu mulți studenți, mulți elevi care ies de la școală. Prima oprire este casa de schimb valutar, pentru că avem nevoie de bani cash, moneda locală, grivna, deși peste tot până acum s-a putut plăti cu cardul. E un oraș european, din punctul meu de vedere, din ce am văzut până acum. Un euro poate fi cumpărat cu 40 de grivne, iar un leu românesc, 7,7 grivne sau 8,15. Cum arată bancnotele? Hai să vedem. Foarte interesant. Oh, ce interesante sunt, da. 500 de grivne. Pentru 50 de euro am primit 2000 de grivne. Wow, cum arată! Cred că e un muzeu al cafelei, din câte îmi dau seama, pentru că, vedeți, fie scrie în limba poloneză, fie în ucraineană și nu înțelegem mare lucru, însă imaginile vorbesc de la sine. Haideți să vedem ce se ascunde în interior. Oh, impresionant arată! Din păcate nu vorbește nimeni românește să ne explice puțin ce reprezintă acest loc. Atât au reușit să ne spună că e de 10 ani deschisă cafeneaua și nu reprezintă neapărat un loc istoric. Deși mobilierul, tablourile ne vorbesc despre istoria Cernăuțiului sub ocupație habsburgică sau ocupația Imperiului Austro-Ungar. Asta este o casă de marcat, da, care datează din perioada austro-ungară? Da. Ah, ok. Foarte interesant. Eu citesc, e ce? Bunica mea știa limba austriacă. A, și știți și română? Și nu știu. Și austriac știu. De aici, din Cernăuți? Da. A, ce drăguț. Mulțumim. Deci putem să folosim această casă de marcat. Ok, next. A, ce interesant. Oh. Oh. S-a deschis cufărul. Acest cappuccino ne-a costat 4,50 lei. Străduța aceasta pietonală se numește Olga Kobilenskaya, numită astfel după scriitoarea de origine ucraineană născută în gura humorului Suceava. De precizat e faptul că nu suntem singurii turiști din Cernăuți care au ales să viziteze orașul în această perioadă. Superbă străduța asta, bineînțeles că stânga-dreapta avem și clădiri istorice, nu doar restaurante, Muzeul Regional Cernăuți se află aici, Casa Căsătoriilor, Catedrala Sfântului Duh sau Biblioteca Orașului.
Mi se pare modalitatea perfectă de a-ți începe ziua în calitate de turist. Pur și simplu să te plimbi pe străduța asta, să observi localnicii, să stai la una dintre terase, să bei o cafea sau să iei micul dejun. Cât de bine arată! Sunt atât de diferite între ele, de cochete. Foarte multă atenție la detalii, priviți și voi. Care mai de care mai frumoasă? Am mers 10 metri, ne-am oprit pur și simplu și ne-am minunat de modul în care se vede străduța asta, cât de frumoase sunt clădirile, cât de multe influențe regăsim aici, de la cele germane, austriece, evreiești. Sper să rămână așa și peste 10 ani și peste 20 și peste 50, să nu fie afectat de război, ar fi mare, mare păcat. Da, e altceva, sincer, iarăși mă uimește acest loc și mă uimesc sincer, terasele, cum arată, din punctul meu de vedere, sunt peste cele din România, peste cele din București. București, se investesc foarte mulți bani aici în terase. Și cam asta este atmosfera. Mă bucur să văd că tineri își văd de viață, deci se bucură, încearcă cel puțin să se bucure de viață. Deși sunt convinsă că în sufletul tuturor oamenilor se dă o adevărată bătălie. Dar copiii și tinerii trebuie să fie copii până la urmă, trebuie să se bucure de tinerețe. Perioada asta a vieții. Hai! Hai! Acesta cred că este cinematograful. Am văzut foarte multe grupuri de copii astăzi, fie așteptând la coadă la muzeu, fie aici la cinematograf. Probabil că e un fel de săptămână altfel. Oh, și am găsit Centrul Cultural Român. Cafe București. Eudoxiu Hurmuzaki se numește acest centru și din câte mi-amintesc chiar a fost înființat de frații Hurmuzaki. Găsim aici o cafenea, dar și o librărie intitulată după marele poet Mihai Eminescu, care și-a petrecut o bună perioadă din viață aici în Cernăuți. Mai cred că e închisă. Sunt închise atât librăria cât și cafeneaua, dar putem zări două păpuși îmbrăcate în costume tradiționale și cărți în limba română, cred că și niște reviste pentru copii, prichindei. E un buton aici și am sunat, doar că nu ne răspunde nimeni. Cred că sunăm degeaba, pentru că nu e nimeni în interior, e stinsă lumina și teoretic aici ar trebui să fie un steag, steagul României, dar din păcate nu mai e. Nu, e închis. Păcat. În schimb, am găsit redacția ziarului Zorile Bucovinei. Și vă mai arăt o patiserie de aici, de pe străduța aceasta pietonală. Priviți puțin cum arată. Exact ce spunea Iona din aur, că e un oraș european din foarte multe puncte de vedere. Cât de drăguță e prăjitura asta. Am găsit strada ce poartă numele domnitorului Moldovei, Alexandru cel Bun, căruia îi este atribuită fondarea orașului Cernăuți în anul 1408. La capătul acestei străduțe pietonale se află primăria orașului Cernăuți.
absolut superbă, construită în prima jumătate a secolului al XIX-lea și vedeți steagul Ucrainei și steagul Uniunii Europene. Lângă se află Muzeul Regional de Artă. Din nou, sunt impresionată de frumusețea clădirilor, cât de bine sunt conservate. Priviți puțin, picturi, tot felul de statuete, minunat cernăuțiul, o gură de aer proaspăt, un adevărat exemplu din punct de vedere cultural și artistic. Apropo, ne aflăm în piața centrală a orașului sau Piața Unirii, așa cum se numea ea înainte, iar străduța aceasta din fața mea poartă numele poetului Eminescu. Fix în această clădire denumită Palatul Național, care găzduiește și Curtea de Apel Cernăuți, se află Palatul Național al Românilor. Și aflăm că în această clădire a concertat marele compozitor român Ciprian Porumbescu. Dar haideți să vedem ce se află în interior, probabil o expoziție. Ne aflăm în Palatul Național al Românilor, care a fost cumpărat de Societatea Românească pe timpul Imperiului Austro-Ungar și toată această clădire, neapărțit nu nouă, este cumpărată pe banii poporului român din nordul Bucovinei, pe care îl folosim ca sediu al societății noastre și a mai multor societăți național-culturale românești din regiunea Cernăuți. Ne ocupăm cu totul ce înseamnă cultură, expoziții, lansări de carte, avem sărbători, adică niște acțiuni pe Florile Dalbei, de exemplu, sau Mărțișor, limba noastră cea română, la 31 august, dar având în vedere că suntem în război și pandemia care a fost până la, ne-am limitat la acțiuni din mai mică amploare. Câți români locuiesc în momentul acesta în Cernăuți? Nu cunosc statistica chiar din Cernăuți, dar în regiunea noastră sunt cam un sfert de milion. Care, o parte se declară moldoveni, o parte se declară români, depinde, pentru că noi ne aflăm pe teritoriul a trei imperii. Imperiul austriac, Imperiul rus și Ținutul Herța din Regatul României. Deci fiecare se consideră acum cum istoria l-a dirijat. Deci suntem toți români, bineînțeles, și recunoaștem acest lucru. Vorbitori de limbă română. Vorbitori de limbă română, bineînțeles, consumatori de cultură română, învățăm limba română și mai departe. Dar știu că s-a dat o lege recent, acum câțiva ani, cu privire la interzicerea limbii. Deci e vorba de articol dintr-o lege, din legea educației, noua lege educației, care proclamă ca limbă de studiu limba ucraineană, limba de stat, limba română rămânând doar în școala primară și ca obiect de studiu. Noi toți nu suntem de acord cu aceasta și am scris scrisori și la Chiu și la București, au intervenit și diplomații și după cât știu eu, la ora actuală, aplicarea acestui articol a fost amânată cu un an. Avem peste 60 de școli, predarea e în limba română, multe au devenit deja mixte, din păcate. După cel de-al doilea război mondial erau 100 și 114, dacă nu mă înșel. Deci numărul lor a scăzut. Noi, cei care activăm în asociațiile românești, vedem un pericol în această tendință și vrem să facem tot posibilul ca să rezistăm ca neam. Suntem cetățeni loiali ai acestui stat, dar în același timp vrem să rămânem români. Cum se desfășoară viața acum în război, în Cernăuți și nu numai, în Ucraina? Când vorbim de cuvântul război, e clar că viața nu poate fi numită bună. La noi, aici în această zonă, e liniște. Cu mici excepții n-au avut loc bombardamente, atacuri cu rachete, dar avem refugiați, se simte această atmosferă și cel mai tragic e că avem circa 600 de băieți care au murit pe front. În rest, ajutăm cu ce putem, fiecare. Voluntarii lucrează foarte mult. Toate comunitățile, indiferent că sunt români, că sunt ucrainieni, adună bani, cumpără muniție, știu, diverse haine. Și pentru front, și pentru zonele care au suferit mult. Ne pregătim pentru ziua de 15 iunie, este ziua comemorării lui Mihai Eminescu, 134 de ani. Ne supărăm foarte mult dacă ne spune cineva diaspora. Vițele noastre sunt aici, în acest pământ, și noi sperăm și credem în această vom dăinui ei. La noi, în incinta școlii, avem Muzeul Istorico-Etnografic a Comunii Iordănești și cu prilejul aniversării deci lui Mihai Eminescu, marelui poet al nostru, aducem o părticică din muzeul nostru. Cel mai vechi condice le avem din 1802. Pe urmă avem câteva momente din istoria școlii, învățământului din localitate. Aici avem icoană din Biserica Veche din 1892, care nu mai există astăzi, această biserică. E
este construită alta nouă. De la noi, din localitate comună, noi 17 persoane sunt plecate la război, o persoană avem ucisă, acum o persoană mai de 11 a fost rănită, au scăpat cu viață, a explodat o anumită rachetă între grupa lor și el, câțiva soldați au rămas în viață. Deci are și la fracturi la picior, dar sperăm că asta e. Asta e cel mai bun din ce putea să fie în situația care s-a creat atunci. În învățământ avem probleme, pentru că foarte mulți au plecat în străinătate și au luat copii, școlile au rămas fără copii, lucrul la distanță, dar lucrul la distanță, deci carte nu se face. Mm-hmm. Și cum vedeți viitorul Ucrainei? E foarte greu, ca să spunem, pentru mine personal, eu încă nu văd un viitor. Desigur că sperăm la o biruință și cât mai repede să termină acest război, dar ce e în capul rusului, nimeni nu poate să spună. Pentru că el are arsenal nuclear și știți, vom vedea. Sperăm că lumea, toată lumea se va pune pe capul lor. Vor înțelege până la urma urmei că nu e normal în secolul 21, când toată lumea merge globalizare, când toți circulă prieteni. Și deodată și ei care se coteau prieteni au Ucrainei, că frați, a început război contra fratelui. Un nonsens. Ce să facem? Asta e viața. Sperăm la mai bine. Cine rămâne nouă, ne rămâne cu speranță. Speranță. Da, desigur. Deci e un bon fiscal din anul 1915. Da. Cât de frumos a dat. Pentru susținerea armatei. Oh, wow! Pentru necesarea, bon pentru necesarea armatei. 100 de lei. Și asta e muniție rusească sau ce? Așa, muniție din primul război, austriacă. Austriacă. Da. Aici sunt din Dnistru, Ucraina, din 14. Ah. Avem un stat care a fost, e foarte, el pe 3 ani și ceva, a fost pe o mașină blindată. Ne l-au trimis soldații, am avut un ostaș din sat. Îi rup, dar ce să faci, așa e. Da. Deci, și s-au semnat soldații? Și soldații au semnat. Soldați. Cât de sună alarma aici? În fiecare zi, cu toate că la noi e o zonă liniștită, însă oamenii s-au adaptat la această situație și chiar și copiii în școală, deci au loc lecțiile. A fost o perioadă când transportul se oprea și oamenii părăseau transportul, dar după aceea s-a luat decizia ca să nu se oprească transportul cu un circul. Dar copiii, grădinițele, școlile, liceele, cât timp durează alarma, coboară în adăposturi, deci funcționează doar acele instituții care au adăposturi amenajate, în siguranță, și copiii coboară acolo și au loc activități extrașcolare, au internet, au, știu eu, televizor, fiecare școală cum poate, dar copiii sunt adăposturi, apoi revin înapoi la lecții. Au fost momente când v-a fost frică, de când a început războiul? În primele alarme, la primele alarme, da, recunosc, pentru că într-adevăr, era cumva sinistru, noaptea, prima, a doua, a treia și am început să rămân acasă și așa au început să facă majoritatea. Deși acei care sunt veniți, care au trecut, care au văzut acele evenimente, care au trecut prin asta, mult și acum se duc în adăposturi, acei care nu doresc să riște, să-și pună viața în pericol. Nici noi nu dorim, dar cumva ne-am obișnuit cu această situație. A devenit cumva așa ceva cotidian, din păcate. Din păcate, da. Inclusiv azi noapte, am înțeles că a sunat alarma. Da, și în noapte, de obicei, în ultimele zile, cam în zori, pe la 4 dimineața, depinde din ce parte sunt lansate rachetele și atunci sistemele speciale le depistează și de obicei se dă alarmă practic în toată țara sau în direcția în care văd că au pornit rachetele. Deci am fost în pericol azi noapte? Evident că a fost un pericol, dar totuși ne rugăm la Bunul Dumnezeu și sperăm că aceste minute critice ne vor ocoli cumva. Aveți cunoștințe, prieteni sau rude care au părăsit Ucraina? Da, foarte mult, foarte mult s-au părăsit Ucraina, chiar și fiica mea se află în Italia acum cu copiii. Practic și-au schimbat domiciliul. Mulți sunt în România, foarte mulți. România, de fapt, a devenit o țară de, știu eu, de întâlniri, pentru că cei care sunt mai departe, chiar anoștri și nunți fac în România de acum, pentru că la noi e interzis ceremoniile cu muzică și atunci foarte, foarte multă lume fac nunțele în România, la Siret, la Suceava, la Rădăuț. Adunările publice sunt interzise, teatru, filarmonica, teatru de vară funcționează, cu aceleași condiții, în caz de alarmă, deci spectacolul se oprește și dacă
Alarma ține mai mult de o perioadă oricare, jumătate de ore, de exemplu, atunci spectacolul se contramandează. Dar artiștii lucrează, în primul rând, și foarte mult să adună bani pentru Forțele Armate ale Ucrainei și o parte sau majoritatea sumelor din bilet, din încasări, se alocă într-un fond special al armatei. Alarmele sunt de obicei dimineața în zori sau adică seara mai puțin, de aceea spectacole au loc spectacole. Uite, aici avem expuse câteva ruble din perioada sovietică, cupoane din anii 90 și diverse alte bancnote de prin Europa. Ia să vedem. Uite, Banca Națională a Republicii Socialiste România, cu Alexandru Ioan Cuza, 50 de lei. Tot din perioada comunistă îl vedem pe Nicolae Bălcescu. Pe asta am prins-o, într-adevăr, și noi, 500 de lei cu Brâncuș. Majoritatea sunt, într-adevăr, din România.